Și Mânica la bătaie în prelungiri și arăta primul obiectiv la Arabi. Șumudică s-a bătut pentru calificarea în finala Cupei Președintelui din Arabia Saudită. Începutul a fost perfect. Fostul jucător al Sevillei, argentinianul Banega, a deschis scorul din penalti și l-a făcut fericit pe Șumudică. Al Hilal, echipa cu care Contra se bate la titlu, a revenit și a câștigat cu 2-1 în prelungiri. E prima înfrângere pentru Șumudică după ce s-a întors la Arabi. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.